început anul școlar și au revenit ambuteiajele, mai ales pe strada Kiev, înspre Râșcani și Ciocana. Deja se întunecă și tot trafic congestionat. Și gospodarii ăștia nu se gândesc să mai fac un pod peste râu, cumva să lățească drumurile sau să descurajeze mersul cu mașini, să facă mai prezent și mai previzibil transportul public, să facă infrastructură biciclistică, să meargă lumea așa ca brega, sănătos, ecologic, gratuit, na, sau ieftin, depinde ce mănânci. Dar fasolele, mazărea, hrișca, destul de ieftin. Și cam așa e tot anul. Numai în weekend e mai liber la sărbători religioase și vara, în vacanțe. Altfel, iată, tineretul umblă mai puțin în transport public. Văd că microbuzul de mai devreme era gol. Mai mult umblă cu mașini. Și stau și zac în ambuteiaje, dar nu se lasă.